Tăietorul universal îl avem în ofertă în luna octombrie. Acesta este. Avem o bază unde colectăm tot ce tăiem și tăietorul propriu-zis, care are mai multe accesorii. Un accesoriu cu pătrățelele mai mari, lamelele sunt mai depărtate. Să știți că sunt foarte, foarte ascuțite și vreau să vă arăt și cum se montează. Ridicăm. Are aici un lăcaș unde introducem dispozitivul, îl așezăm, apoi îl prindem bine de accesoriu de suport. Iar aici avem partea care presează și care se poate demonta și curăța foarte, foarte ușor. Alte accesorii, cel de-al doilea cu pătrățelele mai mici, excelent pentru a tăia zarzavatul pentru ciorbe sau pentru a felia cartofii prăjiți mai subțire. Acesta cu pătrățelele mai mari este foarte bun pentru salata de băf, dacă vreți să fie cubulețele mai mari, pentru a tăia cartoful pentru prăjit, dar feliile sunt un pic mai mari, pentru a tăia fructele, pentru salata de fructe sau zarzavaturile, pentru tot felul de tocănițe. Și cel de-al treilea accesoriu, cu forma de bastonașe, care ne ajută să tăiem sub forma aceasta toate legumele ca să le punem în diverse mâncăruri. Putem să facem tot felul de legume trase la tigaie, tăind cu această formă. Vă voi arăta acum cum putem tăia cartofii pentru prăjit. Da? O să folosesc primul accesoriu. Cartoful l-am curățat, îl pun în picioare, presez. Și imediat, ia uitați, mi-a feliat cartoful pentru prăjit. O să-i pun aici, pentru că vreau să vă arăt și celelalte forme cum taie. Deci pentru prăjit, dar felia este un pic mai groasă. O să vă arăt imediat. Dispozitivul se fixează foarte, foarte ușor. Schimb accesoriu și vreau să-l pun pe acesta care are pătrățelele mai mici să feliez cartoful pentru prăjit, dar imediat să-mi curăț și un cartof că nu l-am pregătit. Curăț cartoful cu acest curățător universal, foarte repede, foarte ușor, coaja este foarte, foarte fină. Ia uitați cât de ușor, gata, am și terminat. Iar partea de aici mă ajută să scot nodurile, dacă am la cartof noduri. Sau să scot sâmburii de la cireșe sau vișine. Bun, cartoful la fel, îl pun pe accesoriu. Îl înfig un pic, da, el fiind mai mare și imediat am feliat, ia uitați cât de subțiri cartofii pai, da, cât de subțiri i-am feliat. Deci o să-i așez și pe aceștia aici, ca să faceți diferența între acest cartof tăiat subțirel pai, cum numim noi, și cartoful tăiat mai gros. Așa, mai departe, folosind tot acest accesoriu, voi mărunți legumele pentru o ciorbiță. Vreau să fac o ciorbiță și mi-am pregătit morcovul. Deja, ia uitați-l aici, o să mai pun morcov ca să și vedeți. Mai mult moarte, foarte bine. Am zis că se par. Da. Deci am aici morcovul, uitați-l, și cu ardei capia. O să pun pe cealaltă farfurie. Foarte frumoase și uniforme sunt pătrățelele. Așa. O să feliez ceapa. Ceapa am tăiat-o pe din două. Foarte repede tai și ceapa. O să mai tai o ceapă.
de morcov. Morcovul este mai lemnos și un pic mai greu se taie. Dacă este morcovul mai crud, ia uitați aici tot felul de zarzavaturi tăiate pentru cerbiță. Așa.